De piese de teatru jucate în stradă, cu siguranță ați auzit și poate chiar ați fost în public. La Târgu Jiu însă, piesa Fata din lift s-a jucat în tocul ușii de la intrarea în Teatrul Dramatic Elvira Godeanu. Iată ce a ieșit. Pe vremea aceea, toți băieții de la scară au uitat. Ea știa asta. Ce-ți pare rău? Hai că vine mea. Sau la un chef. Când începe un blues. Ideea pentru locația inedită i-a aparținut regizorului Pompilu Ciocchia. Eram aici în foaier și citeam textul și atunci am zis că locul ăsta este ideal pentru a exploata această poveste minunată. Virgil se îndrăgostește de cea mai frumoasă fată. Odată cu el se îndrăgostește și încă 8 băieți, sigur că nu le răspunde sentimentelor lor, fiindcă ea preferă altfel de băieți, și atunci Virgil își schimbă comportamentul radical, adică devine gay. În pielea lui Virgil a intrat actorul Matei Șorop, un tânăr de 22 de ani, proaspăt absolvent al Facultății de Teatru și Televiziune din Cluj-Napoca. Foarte obositor, foarte complicat și total atipic mie, pentru că nu sunt obișnuit să joc cu bărbat îndrăgostit. Am făcut un semn de protest față de incultură, să dăm o formă de teatru gratis pentru toată lumea. Ideea noului tip de scenă i-a uimit petrecători. Lumea s-a înghesuit în fața scărilor să urmărească piesa. E bine că, na, mai vede și altă lume, nu neapărat înăuntru. Este inedită în orice caz și e o noutate, dar e important că a atras atâția tineri în jurul lui. În ciuda inconveniențelor, spectatorii de ocazie au aplaudat atât jocul actorului, cât și ideea regizorului.